Casele viitorului se construiesc cu BCA-uri smart. Cu istorie și experiență de peste 4 decenii, compania Soceram a pus piatra de temelie în Gorj pentru o investiție de 30 de milioane de euro. După Moldova și Dobrogea, compania își extinde activitatea în cea de-a treia regiune istorică. În 2 ani, în Târgu Cărbunești-Gorj, pe o suprafață de 10 hectare, va fi ridicată cea mai mare fabrică de BCA din România. Aceasta va fi a treia fabrică din portofoliul producătorului de materiale de construcții, care are deja 2 linii de producție de BCA și cărămidă în Doicești, Dâmbovița și la Cordun, în județul Neamț. Vom construi în următorii 2 ani, ceea ce va însemna cea mai modernă, cea mai frumoasă și mare fabrică din România. Vom avea o capacitate de 500.000 de metri cub de BCA pe an. Tehnologia din Uniunea Europeană, tehnologie occidentală, acum se proiectează și va ieși din laboratoarele companiilor din Uniunea Europeană. Avem echipamente unicat. Materialele de construcții au certificate ISO și ridică ziduri nu doar în România, cât și peste granițele țării. BCA-ul nostru va fi un produs modern, un produs inovativ, adaptiv pentru toți cei ce vor să-și construiască un BCA smart. Cerere există. Sectorul rezidențial este într-o continuă dezvoltare. Sunt ridicate case și blocuri într-un ritm continuu. De aici și nevoia de extindere a companiei, care numără acum aproximativ 500 de salariați. Alți peste 200 de oameni își vor mai găsi de lucru în prima fază la noua fabrică din Gorj, ce vrea să combine munca specialiștilor cu state vechi în industrie, cu cea a tinerilor pasionați de tehnologie și să dezvolte BCA-ul smart și 100% ecologic. Ne bucurăm foarte mult pentru că putem să contribuim la dezvoltarea zonei. Este o zonă unde noi am identificat un cult al muncii, unde am găsit oameni harnici, oameni primitori. Bifăm începutul unei investiții importante. O investiție care va avea sute de angajați, o investiție care va atrage lângă ea alți operatori economici. Locul unde se conturează viitoarea fabrică nu a fost ales întâmplător. Vine să continue povestea Marelui Brâncuș. E o poveste a operelor brâncușiene. S-a construit Masa Tăcerii, Domnul Scaunelor, Poarta Sărutului, în linie cu Coloana Fără Sfârșit. Și da, dacă ne uitați pe hartă, în continuare și practic în completarea operelor brâncușiene, vom avea fabrica de pe cea trasul ceramic. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 246 de milioane de lei, în creștere cu aproape 50% față de anul 2020.